Bună dimineața celor care știu că miercurea la Digi FM se poartă negruțiu. Oriunde ai fi, în România, în Zanzibar, negruțiu și din când în când... Hai, nu mai fi încordat așa. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Neața. Am zis să te relaxăm puțin în dimineața asta, așa cum se relaxează românii din Zanzibar zilele acestea. Și vreau să intrăm cu un breaking news despre Florin Negruțiu. A venit aici la Digi FM. Vreau și o piesă aia cu Vali Vigelie. Bine, ți-o punem... Se face! Ți-o punem la radio. Nu. Vreau acum să intrăm în atmosferă. Și dragi ascultători, știa toate versurile. Păi normal, bineînțeles, nu sunt acum, multe. Și acum toată, mâinile, toată lumea cu mâinile sus. Și acum dăm voie să-l imit eu pe colegul lui Claudiu Pândaru să-i facem o introducere. Da. Bine v-am găsit, dragi prieteni, astăzi la emisiunea Chef de Chef, colegul meu, Florin Negruțiu de la București, va analiza ce s-a întâmplat în Zanzibar. Ce credeți că s-a întâmplat, domnule Zanzibar. Negruțiu? În Zanzibar. Măi, primul lucru pe care pot să-l spui este că s-a stricat și Zanzibarul. Da. Da, nu mai este Zanzibarul ce era pe vremuri. Adică pe vremuri mai auzeai o pasăre a colibrii, o vamă veche. Corect. Acum, Vali Vigelie, ia porumbu, ia piatra ponce. Deci s-a stricat Zanzibarul, pentru că au venit toți din Maldive, bănuiesc, nu? Da, au venit pantofarii din Maldive și au stricat Zanzibarul. Pentru nămol. Pentru namole, exact. Vă dați seama până în Tanzania cum e acum, să uită pe cer după avioane, după chartere. Iusuf, ce vezi? Păi văd un avion cu pensionari germani. Dă-i încolo, la bungalouri. Văd un charter cu milionar american. Numele la bungalouri. Complet, să știe, este... Văd un charter cu pensionari români. Cu pensionari, cu bugetari români. Da. La resort, la exclusivist. Iusuf de la Craiova. Da. Iusuf, dor și jale. Pensionar cu pensii speciale, sper. Unde să-și cheltuiască pensionarii cu pensii speciale lefurile? Unde? Pensiile. De ce v-a bulversat această întâmplare din Zanzibar, domnule Negruțiu? Păi nu m-a bulversat, pentru că cunoaștem atmosfera. Adică dacă nu e Bulgaria și Tasos, este Zanzibar și Maldive. Adevărul e că în perioada asta, dacă nu ești în Maldive, n-ai ce să pui pe Instagram. Da. Nu existi. Este noua destinație, noua mamaie a românilor, Tanzania, Zanzibar sau Maldive. Pentru că sunt țări care pun sau nu pun restricții și mai nou sunt și linii directe. Iar țara noastră a rămas foarte mică. Nu prea ai unde să te duci. Dacă Europa s-a închis... Dacă multe țări pun restricții, dacă turismul s-a restrâns, mergem dacă și noi unde putem. 8 ore până la Brașov, din București. Ar fi o pârtie, dar nu știu că e loc pentru toată lumea. Uite, asta este și motivul pentru care Poiana Brașov sau Sinaia sau Predealul arată cum arată. Pentru că 3/4 dintre oamenii ăia, care stau la cos câte o oră, o oră și jumătate să ia teleschiu, nu? Telegondola, s-ar fi dus în Austria, s-ar fi dus în Bulgaria, s-ar fi dus în Italia. Sau la Păltiniș. Sau la Păltiniș, exact. Dar dacă nu mai poți să plece, să duc în țară sau în Zanzibar, că e mai, mai ieftin și mai direct decât până pe Valea Vă întrerup, Pazii. Domnule Negruțiu, să-l mai ascultăm o dată pe reputatul artist Vali Vigelie. În direct din Zanzibar. Da. Asta e reacția imediată. Noroc cu românii că mai salvează turismul mondial, știi? Așa. Adică... Dar de unde bani? Știi că se întreabă multă lume. De unde bani să te duci în Zanzibar? De unde faci jos de bani? Cum de unde bani? Uite, voi ați auzit de doamna Aurelia Surulescu? Nu. Domnul Ciuclaru, țineți-vă bine.
doamna Aurelia Surulescu este vicepreședinte la PSD sector 6 și vicepreședinte la femei sector 6. Dânsa lucrează cu aprindere la o întreprindere. Așa. Iar întreprinderea se numește Autoritatea Rutieră Română. E, dânsa nu este șefă, este șefă de serviciu, deci este o directoare de middle management, așa cum se zice într-o corporație. Șefime de mijloc. Deci pentru... dânsa este un șef de serviciu administrativ, corespondență, arhivă și transport. Da, cu magistrala. Activitate pentru care încasează lunar. Ne ține bine, să lunar, vă da. Țineți bine? Foarte da, bine, da. 18.000 de euro. Oh, 18.000 de euro. 18.000 de euro. Nu cred. Și dânsa nu câștigă cel mai mult în ARR. ARR, care este sub Ministerul Transporturilor. Uh-huh. Deci, bugetară. De asta spuneam că se uită ăștia în Zanzibar pe cer când vin charterele cu bugetar din România. Vă dați seama unde să-și cheltuiască? Eu nu știu dacă doamna... Stai puțin, Aurelia, că nu cheltuiesc banii, cheltuiesc voucherele de vacanță acolo. În... Nu, eu nu cred că, doamna, nu știu dacă doamna Aurelia Surulescu s-a dus în Zanzibar, dar unde să-ți cheltuiești 18.000 de euro pe lună cât faci în România? Florin, de câștigă la stat. Îi câștigă legal. Ce sporuri sunt? Adică suma este impresionantă, 18.000 de euro. Băi, cum se poate de ajunge? Ori. Cum intrați, se poate ajunge? Și ai zis că este vicepreședinte la femei. E șef de serviciu. Bun, este un șef de serviciu. Dar cum se poate ajunge la o sumă de mare într-o instituție a statului? Cum? Cum, da. Da. Păi dacă ai instituțiile acestea ale statului politizate până la os, gândiți-vă că șefii de la aceste autorități, regii, CEAUR, membrii în CEAUR, în AGA, sunt toți politicieni. Sunt clientela de partid. Deci toți, dacă vă uitați pe organigramă, toate schemele sunt ocupate cu oameni de partid. Și câștigă niște sume absolut fabuloase, absolut ridicole în comparație cu restul populației din România. De asta noi vorbim despre această categorie, aristocrație a bugetărimii din România. Gândiți-vă, 18.000 de euro pe lună salariul unui șef de stat într-o țară mai răsărită. Tu ai văzut cât e jeepul de scump? E puțin. Da. Deci cam asta este marea problemă. L-am avut pe Cătălin Drulă la interviu, ministrul transporturilor, care zicea, dom'le, sunt niște companii în subordinea Ministerului Transporturilor, mă iau cu mâinile de cap. De pildă la Metrorex și-au crescut salariile cu 18% în 2020, când toată activitatea metroului s-a restrâns, că n-a mai circulat lumea cu metroul, și-au și angajat 1.300 de oameni. Iar salariul, sau mă rog, venitul mediu ajunge în Metrorex la 10.000 de lei, adică vreo 2.000 de euro. Te dar asta cu o întrebare. Mediu, pentru că probabil sunt directori care câștigă mult mai mult acolo și care au bani de Zanzibar, de Maldive sau de alte destinații exclusiviste. Întrebare. Cei care au venit acum, care au câștigat alegerile astea, vor avea interesul să micșoreze aceste salarii sau să-și pună oamenilor pe aceste posturi? Dar ce, n-au și ei elefant și vrăbiuță și bursuc și pe maimuță? Toată lumea are clienți de pus. Păi vedeți, domnule Asta Negruță? Trebuie, dacă vrem să nu mai vorbim de lucrurile astea, să scuturăm statul de sinecuri și o să iasă camolile din plovăr, dacă încep să scuturi statul de toate funcțiile astea stipendiate absolut sfidător. Uh-huh. Sfidător. Gândește că doamna Aurelia Surulescu câștigă vreo 51 de salarii minime din România. Deci de 51 ori salariul minim din România. Este strigător la cer. Spune de ce se întâmplă la metrou și șeful de sindicat de acolo, Ioan Rădoi, a reacționat și spune că nu-l prinde Paștele pe ministrul transporturilor. Vreau să auzim puțin declarația și să o comentăm după. 7.000 de lei sunt incluse și veniturile care provin din orele de noapte lucrate, din sfârșitul de săptămână. Noi n-avem Paște, n-avem Crăciun, n-avem Revelion, deci oamenii noștri trăiesc cum trăiesc. Avem deficit de personal, nu ce știe ministrul, de fapt nu știe nimic. Asta este altă treabă, este pe alt tărâm, dar un ministru mincinos.
ce? Este primul, este al 26-lea ministru din 90 până acum. Nu știu dacă îl prinde Paștele, dar asta este treaba dumnealui. O predicție pentru domnul Drulă din partea șefului de sindicat de la Metrou. Rubrica previziuni. Ia că am supărat. Ia că am supărat pe cei de la Metrou. Băi, ați gândărit? Păi, da, cum? Mă, și cred că are dreptate. Adică nu știu dacă îl prinde Paștele, pentru că domnul Rădoi cred că a schimbat vreo 30 de miniștri până acum. Miniștrii trec, dar sindicatul rămâne. Asta este legea nescrisă de la Metrou. Domnul Rădoi cred că este unul dintre cei mai vechi sindicaliști din România, cu o experiență în consecință. Deci da, miniștrii pe la transporturi se schimbă ca șosetele, în schimb, dacă e ceva care nu se schimbă și nu se va schimba niciodată, este marele sindicat de la Metrou. Niște sindicaliști acolo și ei, care știu ce e suta de lei. Dar uite, te-aș întreba ca un exercițiu așa. Tu cunoscându-ți veniturile, aproximându-le și pale noastre, crezi că noi împreună facem, de un bilet, nu? Facem cât jumătate din venitul lunar al doamnei... Cum o cheamă? Surulescu. Aurelia Surulescu. Deci, repet. Acum, salariul să nu creadă doamna Surulescu cam ceva cu dânsa. Nu. Am luat la întâmplare din lista de vreo 30 de șefi și directori din Autoritatea Rutieră Română. Să știți că datele astea nu sunt rodul unei investigații jurnalistice. Este suficient să te duci pe site-ul ARR... la declarații de avere. Deci se și laudă cu banii ăștia. Te uiți, păi nu, sunt obligați prin lege. Doar că ei speră să nu se uită lumea, pentru că este, așa cum vă spuneam, sfidător. Am făcut calculul ăsta de două ori. Nu mi-a venit să cred. Dar deci, te rog să nu eviți. Deci acest împreună... salariu plus ce mai are indemnizație din CA și din AGA, ce mai face acolo, se duce la 18.000 de euro pe lună, ceea ce în România, țară săracă, este enorm. Nu, dar zi-mi, te rog, noi împreună facem jumătate. Da, eu insist. Deci, Bogdan Ciuclaru. Noi împreună facem om, la privat jumătate. Orice om care lucrează la privat, așa? Și care, cum spune domnul Rădoi, n-a avut sâmbete, n-a avut duminici, a muncit de s-a spetit. A pierdut. A pierdut în anul 2020. Pentru că cine a plătit factura crizei? Păi tot mediul privat a plătit factura crizei. Și oamenii ăștia, când aud de sumele pe care le încasează acest super bugetar, se iau cu milă de cap și pleacă de tot din România. Da. Asta înseamnă reforma statului. Reforma statului înseamnă să scuturi statul de toate sinecurile astea care drenează sute și sute de milioane de euro înspre clientelă politică. Aproape un sfert din cât iau eu pe lună, fii atent, 18.000 de euro. O pătrime, o pătrime. Bă, cum să te descurci? Banii ăștia rămân la oameni ăștia sau dau și ei mai departe o bucățică către partid, către... Manelist. Na, normal, nu. Trebuie să ajungă, nu trebuie să fie un circuit al banilor. Ca să funcționeze economia, toată lumea recomandă. Doamna, revin la doamna aceasta care la bază este prelucrător prin nașchiere. Este... o diplomă care o recomandă pentru funcție. Deci spui că dacă n-ar fi așchiat, salariul era și mai mare. Are și o diplomă de asistentă medicală, foarte onorabilă meserie, dar vedeți că totul are legătură cu Autoritatea Rutieră Română și este justificată această leafă într-o țară în care excelăm prin transporturi, nu? Da. Ce suntem noi cunoscuți în lume? România, transporturi. Să șteargă microfonul de invidie. Ai vărsat niște venin pe acolo, uite-te și tu. Dar du-te la buget, mă, dacă nu-ți convine. Să ne ascultăm o melodie veselă. Așa, ia. Mai punem o dată? Mai vrei cu Zanzibarul? Hai cum. Bine, hai să încheiem în nota asta, pentru că 18.000 de euro e greu să cheltuiești în România. Da. În fiecare lună, zic. Așa că eu poate... cred că nici vijelia nu câștigă atât. Să știi că nu, în perioada asta nu. Îți mulțumim, Florin Negruțiu. Să sperăm că vom avea o manea nouă până miercurea viitoare. Florin Negruțătorul, da. Până data viitoare. Adică până miercurea viitoare, când ne reauzim cu Florin. Pentru treburi grele, Negruțiu e la DGFM.